Un accident de circulație a avut loc în cursul dimineții la intrarea municipiului Petroșani. Conducătorul unui tir a țipit, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat pe partea carosabilă. În urma evenimentului nu au existat victime, doar pagube materiale. Potrivit oamenilor legii, bărbatul a provizionat cu marfă un centru comercial din localitate. Conducătorul unui autotren care se deplasa din direcția Harței către Petroșani pierde controlul volanului pe fondul oboselii acumulate la volan. Lovește bordura din stânga trotuarului, intră în balans și se răstoarnă pe o parte. Din accident nu rezultă decât pagube materiale, nu sunt înregistrate victime. Circulația în zonă s-a desfășurat cu dificultate. Mașinile cu tonaj mare au fost redirecționate pe sensul opus de mers până la deblocarea zonei unde s-a petrecut accidentul. Au fost două încercări cu două macarale de tonaje diferite, datorită încărcăturii mari care o transportă, nu este posibilă și atunci s-a luat legătura pentru descărcarea manuală a tirului în alt tir și ulterior se va repune pe rostul cu ajutorul unor macarale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, iar rezultatele au indicat o concentrație negativă. Acesta a fost sancționat cu amendă contravențională.